Bineînțeles că Moroianu va circula pe aici alături de Gheila și colegul meu, Marian, va dura cunoaște și vorba de registrată de mine. Ce problemă? Tăi și vor să intre în legătură cu cineva de la conducere. Am înțeles. Domnul vice, domnul primar. Doamna viceprimar? Da. Păi nu sunteți într-o ședință. Păi da, sunt, că am ieșit din birou în punct. Și domnul vice? Domnul vice? Da, dumneavoastră. Cine sunt? Săi, eu, Maria, un cetățean, tocmai ce a vorbit cu dumneavoastră. Nu ne mai trimiteți la hârtii. Nu, eu am stat cu minte 20 de minute aici, dar vă rog frumos, din tot sufletul, nu ne mai dați cu faceți solicitare scrisă, că m-am săturat. Nu, nu există așa ceva. Există, cum? E legal? Nu. Da. E legal, bineînțeles. Da? Nu vreau să ajung să urc sus, că știu că și primarul e sus. Nu, nu vreau să se întâmple asta. Știu că primarul e sus, știu că vicele e sus. Și acum am ajuns la telefon, aia care filmează. Nu vreau să ajung să urc sus. Am stat frumos aici și am așteptat. Dar nu, să nu ne las la noștă. Că urc. E de fel. Știu că primarul e în primărie. Ok. Cum? Ce vă zic, domnul polițist? Primar și cu domnul secretar chiar nu sunt. Da? Chiar cu domnul vice și cu domnul vice mi-a spus că sunt în discuții, în proședință. Și dacă doriți să mă așteptați sau... Și purtătorul de cuvânt? Nu mi-a zis cu cine așteptați vă cum a zis. Eu am stat frumos aici, dar să știți că eu pot să urc și sus, pentru că primarul e sus. Eu vă garantez că primarul e sus, pentru că ați spus, a, nu poate, n-ați spus, eu am auzit. Ați spus, a, nu poate, n-ați zis că a, nu e. Domnul primar și cu domnul secretar chiar nu sunt. Din doi vice, nu poate să vorbească, nu e niciun purtător. Cei doi vice primare și așa nu au comunicat. Vă dați seama. Da, m-a indicat că... Da, nu, hai să mergem, eu nu cred așa ceva. Dar nu poți să-ți acertu. Stai eu cu Maria. Am stat frumos, îmi cer scuze. Vă spun o dată aici de naștere, notați-o, vă rog. Bună ziua. Doamna viceprimar? Da. Păi nu sunteți într-o ședință. Păi da, sunt, că am ieșit din birou acum. Dacă și domnul vice? Domnul vice? Da, dumneavoastră. Cine sunt? Săi, eu, Maria, un cetățean, tocmai ce a vorbit cu dumneavoastră. Da. Domnul de la jos. Am comunicat că sunt ocupați, domnul vice. Toți. Absolut toți. Eu știu de domnul vice primar, dumneavoastră nu știu. Și doamna și domnul. Da. Doamna este... Eu sunt, acum am ieșit pentru un număr de înregistrare și pentru o discuție în continuare. Dacă vreți, uitați. Cu cetățenii. Cu cetățenii, sunt. Aștept dacă e cu cetățenii. Nu, aveți cu cetățenii o întâlnire, nu trebuie să mă descumine. Sunt într-un program. Nu, și cu cetățenii. Și cu cetățenii există un program. Bineînțeles, aștept să terminați cu cetățenii. Nu, dar nu am astăzi întâlnire. O să aveți, o să aveți o întâlnire, că da, este, acum nu facem, facem ce? Da. Vorbiți cu un cetățean, doi, și după care plecați? Nu, dar nu plec, plec pentru că am acest program. Păi da, vorbiți cu cetățenii. Eu aștept, dacă sunt cetățeni înăuntru, nicio problemă. Dacă nu stați între dumneavoastră să beți cafele și vorbiți cu cetățenii, nu, e bine. Deloc. Păi tocmai am văzut că e domnul. Stau și aștept. Foarte rog, domnul Acelian. Eu, domnul Traiu, soția dumneavoastră. Și ăsta urcă plătut. Păi, nu pot să... Au forțat cumva accesul în dar tu poți să-mi trimiți cum e, poți să mă vezi. Bine, hai. Deci procedați exact cum procedați de la Galați, în care... Eu v-am explicat situația, da? Da. M-a așteptat un pic. Nu ne primește, domnule, nu ne primească nimeni. Secretar chiar nu sunt în sediu la momentul ăsta. Iar viceprimarii nu vă puteau primi în momentul ăsta. I-am înțeles, dar purtătorul de cuvânt... Adică, bun cetățean, care are niște probleme, v-au făcut știți câte sesizări se plâng oamenii și în audiență că n-au fost primiți? Noi avem mesajele date de oameni. De când am fost și în Băila, că am mai fost o dată în Băila, acum un an. Și de atunci au venit sute de mesaje de la oameni că nu sunt primiți în audiență, că nu sunt exact ceea ce s-a întâmplat acum. Adică, uitați, spre exemplu, am venit noi și totuși ne cunoșteau. Și chiar dacă nu ne cunoșteau, spuneți că pătruns ce a făcut? Că văd că v-au dat și armă oamenii ăștia aici, nu? Adică nu știu... Mi se pare puțin ciudat, pentru că totuși echipamentul...
Am crezut că stau de vorbesc ei între ei, dar nu, într-adevăr sunt cu niște cetățeni înăuntru, sunt niște oameni înăuntru și nu sunt din primărie, că am văzut cum sunt îmbrăcați. De primar n-am dat, deci primarul cred că nu este. Nu e. Ok, da. Nu am spus că niște purtător de cuvânt. N-am întrebat de niciun purtător, am intrat chiar la doamna vice și ea chiar era cu cetățenii. Că eu am zis, domne, eu am crezut că ne luați și stați dumneavoastră, amândoi, vicele cu vice, no. Aveți voi o ședință. Dar nu, erau niște domni înăuntru acolo. Adică erau într-o da, de erau. De pe primar chiar nu l-am găsit. M-am dus până în sus, dar nu. Da. Deci eu v-am spus că... Domnule, cum să fie așa? Dacă ați mai fi așteptat așa, poate intra și la vice primar, fără să forțăm accesul. Da, dar n-am forțat. Am bătut la ușă. Eu vreau să mă asigur că există o ședință. Eu v-am comunicat să mă așteptați un pic. Noastră chiar ați urcat. N-am spus da? Ce am zis. Pentru că mi s-a părut că a zis la domnul primar, poate și... Maria, nu este relevant. N-are bumbă pe ea, domnule. Nu are nicio bombă pe ea, nu are arme, nu are nimic. Nu, nu-i vorba de anumit, eu vă știu, știți bine, am dacă și nu ne ducem ca să urechem pe cineva. Da, nu urechem pe nimeni, în sensul adică să fim agresivi. Poate că mai suntem uneori verbali, dar depinde dacă nu suntem transparenți să suntem agresivi verbali. Atunci nu suntem nici măcar verbali. Și unde am găsit, nu mă interesează partidul politic. Unde am găsit transparență, totdeauna am lăudat. Chiar dacă a fost de la PNL, chiar dacă a fost de la PSD. Unde le-a luat cușutul? Și ne-au trimis afară la plimbare, am criticat, am chinuat gara de mediu și aici am spus de gunoaie. Tata, adică să-mi spună, domnule, uite, am făcut, facem asta, avem proiectul ăsta, avem proiectul ăsta. În ceea ce primește și mai ele, vom face asta, asta, asta. Avem treabă, că nu ne interesează pe noi ce partid sau ce... Da. Plecăm. Dar să ne spună ceva. Bună ziua, sărmâine, vă salut. Bună ziua. Mă rezult că Moroianu va circula pe aici avec anul Greila și colegul meu Marian. Vă aduc la cunoștere și vorbim de registratorul de mine. Ce problemă? Trebuie și vor să intre în legătură cu cineva de la conducere. Am înțeles. Domnul vice, domnul primar, domnul secretar. Ce vrăjeală are în el. Program de audiență. Domne, știu că mă cunoști, că te-ai uitat la noi și am văzut cum ai zâmbit. Bună ziua, așa cum ai intrat. Nu începe cu program. Scoate mâine din buzunar. Vă cunoști din spațiul online. Da, atâta. Exact. Și nu ținem de buzunar. Da. Deocamdată nu a fost. Cu program de audiență nu există cu cetățenii. Aici am stat de vorbă, n-au fost vorbești. Da. În spațiu public poate să rămână aici, nu cu voce. De ce ați venit? A urcat, adică n-ați mă condit. Da, am urcat sus la doamna vice. Și tot i-a coborât, fără să... Da, a coborât, n-a fost. Am înțeles. Dumnealui v-a sunat? V-a sunat? Nu, doamna vice, cred că a sunat. Nu, Maria. A sunat domnul, dar după ce tu ai urcat, că eu am ascuns aici. Și după aceea tu ai coborât, oamenii au venit între timp. Da. Da, nicio problemă. Puteți să rămâne aici în loc public. Da, noi nu vrem să rămânem aici, vreau să discutăm cu purtătorul de cuvânt. Vreau să vă sună purtătorul de cuvânt, domnul polițist. Poate o fi Am dorit dacă eu puteți să ne prezentați un act de identitate. Vă dau datele. Putem... Da, vă dau datele. Că suntem. Da, noi era... Nu v-am cerut lucrul ăsta. Nici noi, domnul. Vă dau datele. Noi am dat, vă dăm și dumneavoastră. Absolut. Dacă puteți să... Nu mi-a arătat, că nu v-am cerut. Dacă putem să vă ajutăm cu ceva, domnul. Da. Haideți să vă spun cu cine ați putea ajuta. Da. Nu de problemă. Sunt sigur de asta. Și vrem să colaborăm și să vă ajutăm. Dar vezi, în partea noastră toți sprijin. Vă mulțumim pentru asta, dar ce facem cu gunoaiele din Lacul Dulce? Da. Gunoaiele din Brăilița și mai sunt alte zone, alte cartiere, la care cetățenii îmi scriu mie de la Constanța și ei de la Constanța să venim să ajutăm în Brăilița, că primăria nu-i bagă în seamă. Dumneavoastră, ca și polițiști locali, aveți în atribuție mediu. Bineînțeles. Bun. Nu vă întreb câte amenzi ați dat acolo, că sunt fel comis că ați dat, dar ați făcut ceva încât oamenii să nu mai arunce acolo gunoaiele, să le creați condiții. Dar vedeți că nu ține de dumneavoastră, ține de viceprimar ține în principiu. Și eu am cerut așa, să vorbim cu un primar, cu un viceprimar, cu un secretar și cu un purtător de cuvânt. Nu ține neapărat să deranjăm prin capăt al Brăilei, că vrei și o treabă. Dar pe cineva, să ne dea pe cineva. Înțeles. Dacă nu ne bagă nimeni în seamă, da. Dacă nu ne bagă nimeni în seamă, atunci o să suspectăm că ceva... Înțelegeți la ce mă refer. Am înțeles. Domnul polițist, noi unde am fost în toată țara asta... Polițist local. Domnul polițist local. Local. Ok. Unde am fost în țară peste tot și am găsit transparență, am lăudat. Nici nu m-a interesat partidul politic din care l-aveam în față. Că era PSD-ul, că era PNL. Am lăudat faptul că a comunicat. Dacă am făcut, n-am făcut. Dar nu, și de ce v-am spus de mâinile în buzunar, că vă critică cetățenii. Am înțeles, dar nu sunt mâinile în buzunar, ok, eu așa v-am văzut și
Știu că mulți au spus în alte filmări, uite, poziția cu mâine în buzunar. Vă dau datele? Da, da. Îi pornesc înapoi în registrare. Deci dacă primarul și viceprimarul nu vor să vorbească, nu am nicio problemă cu asta, că omul poate are și altă treabă. Dacă îmi permiteți. Da. Bună ziua, să trăiți. S-au făcut destule controle pe așa ceva. S-au confiscat mașini, s-au confiscat... Da, chiar la Brăilași mașini, coriste sau la... Dar vă dați seama că cei din Lacul Dulce care stau acolo, tot îi aruncă, sunt oameni săraci. Și nu e doar Lacul Dulce, mai e... Bună ziua, Ariana, apoi alea. Ok. Domnul Mihal, ce da, de la poliția locală, că suntem și pază. Șef serviciu pază și obiecte. Pare bine. Ce putem să vă ajutăm? Păi, eu am spus că am nevoie în principiu de un purtător de cuvânt care să vorbească numele viceprimarului, da? Ca să ne explice situația așa cum este aici. Deci foarte mulți cetățeni, peste 100 de mesaje, venite în Constanța, că ne-am mai fost pe aici prin Brăila și Galați, toată zona asta, să ne scrie de poluare, să ne scrie că cetățenii, să ne spună că cetățenii nu-s băgați în seamă. Deci am înțeles, deci vorba de purtător de cuvânt, noi nu putem să vedem alte relații. Exact, exact, exact. Adică, vedem ce da. Poate dea o relație. Și eu și pe la relație, cu felul poate să dea mai multe despre unde... Cel mai bine știe colegul nostru care îi face aici, obiectiv aici. Păi nu are foarte multe... Unde este? Întreba așa. Unde e registratorul? Uitați acolo, e registratorul. Îl facem aici. Nu. Perfect, perfect. Da. Da, să ne spună două vorbe, că da. Nu e mare lucru, că nu, că repet, nu ține neapărat. Să zic, domnule, am plătit, am plătit. Ai un obiectiv care are un acces limitat, în ce sens? Aici ai fișierii de lucru, să lucrează cu copii. Asta vrem, că nu... Dar nu adresați conform 544, ceri... Păi 544, tocmai asta vă spun, că pe 544 sunt de 3 luni cetățeni care pun întrebări și nu îi se răspund. Dar fiți pe tema asta, pe poluare, atunci... Nu, nu pe tema asta, pe alte teme. Nu analizăm... Construcții... Aprobări de defrișare și așa mai departe. Problematica e largă, mă înțelegeți? Da. Ceva punctuală. Da. Dar știi, eu acum mă simt tare, așa. Suntem mai ceva păziți decât tu, tanti Vasilica. Da, bine, că mie oamenii... Nu facem datoria, nu ne vorbim, suntem păziți sau suntem... Noi niciodată nu o să putem să fim comparanți cu tanti Vasilica, înțelegi? De la colț. Dacă era tanti Vasilica de la colț acum, era și dat afară. Nu, dar nu era păzită de... Nu, în fine, și acum știi cum s-a dus domnul? Că eu știu că doamna vice a zis că, păi ce, aveți audiență cu mine? Și am zis, nu, eu aveți, dumneavoastră, aveți audiență cu absolut toți cetățenii. 24 din 24 și domnul primar, la fel, sunteți în slujba cetățenilor. Dormiți, terminați cu domnii din interior, cu cetățenii din interior, după care voi urma eu să vorbiți cu mine. Păi nu, că n-aveți, ba, o să vorbiți și cu mine. Ce asculte femeile, gunoaiele, ce facem cu ele? Ce facem cu gunoaiele? Că e vice primar. Bun, așteptăm. Dar relații nu, dacă vreau să vin de construcție, avem scrișini specializate. Și întrebați dacă e ceva, adică, cum se spune, poate rezolvă problemă punctuală. Da. Auziți, domn polițist, acum că tot ne-ați luat așa, voiam să vă întreb de curiozitate. Și vă întreb de dumneavoastră, că ar trebui să știți. Pe legea 333 și HG301, există dosar de valoare de risc aici în primărie? Păi cum l-ați obținut? Păi nu știu, nu mă întrebați, nu. Ce se întâmplă? Păi pe cine să întrebăm? Amănunte, o să vină de-a... Când o să vină portătorul de cuvânt, noi ai primit clădirea noastră, da. Eu știu că este obținut. Păi nu are, știți vă spun... Sunt toate avizile, sunt. Nu vă faci probleme, sunt. Știți de ce vă spun? Sunt obținut. Sunt. Nu întruniți elementele, de-aia vă spun. Adică eu vizibil, uitați-vă dumneavoastră, dacă eu în momentul ăsta... Sunt. Arătați-mi dumneavoastră să-mi aveți camere de la vedere, că așa scrie în HG301. Și în 33, ba, ba da, conform legii 333, sunteți obligați să aveți. Nu e opțional. Nu e opțional. Paza se execută prin mai multe forme, pază umană, noi executăm pază umană. Non-stop. Interesant. Dar totuși, dacă vine... Avem și caserie, avem tot ce... Adică avem aici și caserie. Da. Și totuși, dacă vine cineva și fură domnului, că avea un telefon micuț pe aici, fură, cum îl vedeți care-i coțul? Sau... Doamne ferește, ia arma, că am văzut care armă în dotare, ia arma. Cum tu vedeți dumneavoastră? Nu aveți nicio... Păi anunță, dar nu e așa, domnul... Avem sistemul anunță. Trebuia să aveți neapărat camera de la vedere. Nu e obligatoriu. Ba, spun ordinele de bază sunt două... În fine, o să vedem ce spune purtătorul de cuvânt. O să vedeți, dacă doriți neapărat, dar
Nu e cazul. Noi știm, avem plan de pază aprobat, tot, de Poliția Națională, mă înțelegeți? Da. Este plan aprobat, da? Chiar de când s-au mutat în clădire. De când e clădirea nouă. Adică... Este legal. Nu, nu e făcut bă, ureche, să știți. Mă uitam că nu am văzut camere și sunt foarte puține primării fără camere de la vedetă. Nu, nu se fac și sistemul ăsta, dar dacă sunt mutați, deci, sau două luni, trei luni, se o să poate să completeze. Da. În vechea clădirea de aia, vă spun eu. Știi, acum parcă văd o conversație de genul domnul de la poliția locală, sună sus și spune, doamna viceprimar, primiți-i că par oameni bine intenționați. Și păi nu s-a dus domnul de la pază. Da, și viceprimarul vezi că zice, nu vreau să vorbesc, nu vreau, lasă, că nu știu ce întrebări în punct, lasă, nu vreau. Pentru că lor, asta este temerea lor. Că păi nu, deja știe, pentru că noi i-am spus băiatul. Păi noi i-am spus, dar dacă băiatul, domnul aici, o să ducă să spună sus, uite, oamenii vor să știe asta, asta și asta, o să le fie teamă, da, sigur. Domnule, nu ce s-a dus ia legătură cu cineva, să vreau să discuteți. Chiar acum se încearcă această chestie. Există posibilitatea să ne înșelăm. Adică noi să ne înșelăm în ceea ce privește comunicarea. E posibil oamenii să fie foarte comunicativi. Da. Eu spun doar ce bănuiesc în momentul de față. Că dacă cineva de sus coboară să discute cu noi, toate bănuimile se duc pe... Nu comunicare, nu ducem absolut nicăieri. Dacă există o comunicare, eu bănuiesc că aici se poate rezolva multe chestii. Exact. Trebuie să ne alertăm, exact. Trebuie să ne ambală. Exact. Noi vă acordăm tot sprijinul cât se poate, ce ține de noi. Da. Ce ține de noi, vă dați seama, încercăm să găsim o dată ca cineva. Să discute cu dumneavoastră, secretarul sau cum a spus dumneavoastră, oricine, cineva că care nu să... suntem prezențioși. Da. Deci, dar să nu ne-l dați pe domnul de la urbanism, că dânsul nu o să știe nimic să ne spună. Absolut. Dar cineva să-și asume să vorbească numele... Și dacă nu e cineva la ora asta, e o problemă, că totuși e ora 1.28. Da. Adică da. Eu nu vreau să cred că după ora 12, după pauza de masă, mai stau 10-15 minute și pleacă acasă oamenii. Eu sper că nu se întâmplă asta. Cu toate că pe la intrare trebuia să fie aici o condică de prezență, să vadă cetățeanul, cine e la muncă, cine a plecat, cine... Nu vrea să vină? Bun. Deci, până la urmă, haideți, ca să nu pierdem timpul, spuneți-ne dumneavoastră ce informații ați primit de sus. Ce vi s-a comunicat? Exact ce v-a spus și când eram jos. Adică? Da. M-a spus că momentan sunt ocupați. Comentari sunt ocupați. Depuneți o solicitare scrisă la registratură. Deci vor să facem pe legea 544, nu vor să comunice cu noi verbal. Deci, eu asta înțeleg. Nici măcar purtătorul de cuvânt? Păi nu. Nici purtătorul de cuvânt nu vrea să vorbească cu cetățenii? Domnule, știți care e treaba? Da. Problema e să punem felul următor. Dacă aveți o reclamație, nu ne mai trimiteți la hârtii. Nu, eu am stat cu minte 20 de minute aici, dar vă rog frumos, din tot sufletul, nu ne mai dați cu faceți solicitare scrisă, că m-am săturat. Nu, nu există așa ceva. Există, cum e legal? Da. E legal, bineînțeles. Nu, eu vreau să văd ce a vorbit cu doamna vice, ce a spus doamna vice, că eu știu că ea nu vrea să vorbească cu noi. N-ați fost la ea acum? Haideți, nu ne interogați, vă rog frumos, nu veniți să faceți aici interogări cu noi. Păi dumneavoastră... Ce doriți? Spuneți ce doriți de la... Vreau ca să nu-ți dea amendă pe legea 61. Domnul, am stat frumos până acum, vă rog. Drept pentru o instituție. Și vreți să vă arăt că intru înapoi și eu chiar intru acum peste ședință? Păi vă rog, m-am înțeles mai bine cu domnii, nu știu după ce ați mai venit dumneavoastră, că îmi sunteți arogant. Vorbesc la modul cel mai... Mai bine stăteați la dumneavoastră în birou, că m-am înțeles mai bine cu domnii. Decât cu dumneavoastră. Bine. Nu mă luați cu hârtie. Așa a început și... Nu e vorba de hârtie, nu. E vorba de legalitate. De legalitate, da. Trebuie să dumneavoastră să respectați legea, vă rugăm frumos. Păi legea, tocmai. Restul... Că legea o respect. Respectați. Puteți să mergeți la dumneavoastră în birou, că eu vorbesc cu... Nici nu v-am văzut legitimația, nu vă cred. Nu vă cred că sunteți șeful. Domnul de la poliție, chiar pe extraordinar. Da, suntem poliși cu toți, de astăzi. Păi dumneavoastră, bă, că sunt jupânul. Dar nu sunt jupân, nu m-ați înțeles, jupân. Dar sunteți arogant, m-am înțeles bine cu domnul, cu domnii. Nu înțeleg aroganță. Dar nu vă înțeleg pe dumneavoastră, vehemența asta, care doriți niște informații în care, nu știu... Domnul tocmai, ce ne explica, ce... Calea de a ne obține este alta. Nu, nu așa. Asta am este. Am venit în bunul primării, vreau informații despre asta. Asta o vreau. Pentru că asta, de asta sunt acolo oamenii ăia. Pentru noi sunt acolo oamenii ăia. Dar nu știu în domeniu ce doriți. Spuneți, noi avem atâta domenii, ce vă oferim relații. Dar nu trebuie să mi le oferiți dumneavoastră, păi că eu nu am nevoie... Aici, avem... Păi v-ați băgat în seamă, Marian, tocmai ce discuta cu colegul și v-ați băgat în seamă. Discutați, întrebați, domnul Marian, ce aveți discutat?
Nu înțeleg de ce ați venit. Doamna, cine a spus că stați? E șeful de la secția de poliție. Care răspunde în zona asta, cu patru? Nu stați la mare, mare, mare. Trebuia să fie domnul șeful, că m-am înțeles mai bine. Dar este șeful, știți că... Șeful e nostru aici, cu intervenție. Da, e de la intervenție. O solicitați? Da. Nu știu cum o să rezolvăm. Da, nu o să rezolvăm, că asta... Nu, nu o să o rezolvăm, dar o să o rezolvăm cu primarul, pentru că noi o să mai venim aici și dacă s-a întâmplat treaba asta așa, o să mă țin de capul ăsta, cred că o să mai stau aici, mâine-i vineri, săptămâna vie... Bun. Vreau să înțeleg că sunteți în vârstă și faceți de-astea, dar vorbeam cu domnul. Vă rog să mă credeți că dumneavoastră ce doriți, practic. Ce doriți? Dar nu vă zic dumneavoastră ce doresc, am discutat deja cu domnul. Domnul... Nu am înțeles ce vor doi și dacă... Auziți? Momentan, nu se poate. Nu se poate. Da, 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 vor să discute cu cineva... Discuți-mă la cineva de aici de... Domnule, dacă a ajuns secretar, domnule, e un secretar, domnule, că nu este cine știe, un purtător de cuvânt, nu știu, parcă e Dumnezeu. Domnul... Dar probabil până aici, l-ai găsit, este... Nu, nu, domnul secretar nu este și nici domnul primar. Bun. Domnii viceprimari erau ocupați. Sunt în proședință? Da. Bun, e în regulă. Eu vă spun 100%. Eu vă garantez că se face de lapidare aici. Nu deschide asemenea discuții, că nu suntem măsuri. Păi vrem să vă semnalăm acum. Vrem să vă semnalăm. Dacă tot sunteți aici, semnalăm. Am venit să sunați poliția, la cererea noastră, să chemați să verifice condica de prezență, să vadă că primarul nu este, viceprimarul nu este, cine a spus dumneavoastră că nu este? Secretarul. Secretarul și restul. Sunt în serviciu și... Da, e un program oral, dar acest program nu permite audiența. Da. Eu v-am spus, am rugămintea să chemați poliția pentru că am suspiciuni că se comite, nu zic, o ilegalitate din punctul meu de vedere. Unde este condica de prezență, domnul polițist? Condica de prezență. Trebuia să fie aici. E publică. Nu, nu, nu. Condica de prezență se află la serviciu personal. Personal, apoi dimineața? Da. Eu vă garantez acolo că nimeni nu s-a trecut în condică. Din toți angajații din primărie sunt vreo 4 trecuți. Pe cine chemăm să verifice dacă se face de lapidare sau nu? Eu zic că Poliția Națională. Puteți la cererea mea să chemați Poliția Națională să verifice acea condică de prezență? Nu puteți. Nu. Voți... Păi dumneavoastră deci, n-aveți în competență. Deci protejați primarul, protejați angajații. Nu interpretați el așa. Noi nu putem la curs un asemenea solicitarea dumneavoastră. Nu. Nu puteți. Pentru că nu știți un organ care e competent ca să verifice. Eu, nu, documente. Păi nu, dar noi, Poliția Națională, noi vrem să facem o sesizare către poliție. Și nu trebuie să fie un organ care se poate să verifice. Aia este publică. Și la dumneavoastră va se duce la poliție. Dar nu este publică, dar cu regim intern. Nu, nu. Condica de prezență. Lăsați că în toate primările sunt pe masă. Poate să vadă și ce pe care nu e date secrete. Ok. Bun. Și vreți să ne evacuați acum, să ne dați afară sau... Nu, nu, stau cu noi. Noi putem să stăm aici până la 4 până se termină sau până la 5 până termină programul, că trebuie să coboare doamna vice, dar bine, mai e o ieșire, știi? E posibil să iasă prin spate. Da, e de da. Pe Maria. Nu, e termină ședința și nu ne primește, că ne-ai să comunicat. Nu, o să-mi venim dimineața de la 7, 8, că pe la 8 începe... Pentru astăzi, deci primarul deja ne-a dat exemplu. Ce administrator bun al orașului este? Nici nu vorbește cu cetățenii, nimic primește la audiență. În partea alta, gunoaiele stau mormane. Probabil că vor să vreți să te sancționeze pe tine, pe lângă așa ieșură. Da, 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 eu știu, da, nu mă interesează, nu contează. Eu voiam să mai întreb de firma de care asfaltează, firma care asfaltează aici în oraș, înainte să fie domnul primar, nu era. Și în prezent, o să uită domnul, nu știu dacă muncește aici, dar nu contează, asfaltările pe care le face această firmă nu le duce bine la bun sfârșit, adică le face așa mai de mântuială, nu au nicio experiență și nici cetățenii nu sunt mulțumiți. Și atunci au zis oamenii că ar exista ceva între această firmă și domnul primar. Nu știm ce. Sigur, domnul primar ar fi zis că au câștigat la licitație, că... Dar n-a fost decât firma asta. Da. Adică n-au mai fost alte firme și a apărut firma asta, a fost... E aia voiam să zic, da. Deci a trebuit cu ea considerat de cuvință, domnul primar. Bun, atunci o să facem ca să nu vă ținem nici pe dumneavoastră, ca să nu vă ținem, nici nu vrem să vă punem în situația dificilă. Știu. În care, știți la ce mă refer? Și noi nu vrem.
În primărie n-ai cu cine să vorbești. Eu am urcat sus la doamna vice. Într-adevăr era cu niște cetățeni înăuntru, probabil avea audiență, era și domnul vice. Atitudinea doamnei oricum mi-a dat de înțeles că ea nu va vorbi cu mine, pentru că mi-a spus, da ce, am audiență cu dumneavoastră, sunteți înscrisă la mine? Și i-am spus, nu, nu sunt înscrisă la dumneavoastră, dar sunt un cetățean la fel ca cetățenii din interior. Și bănuiesc că dumneavoastră comunicați cu cetățenii. Și a zis, da, comunic, da, trebuie să vă faceți audiență. Și i-am zis, nu, nu o să-mi fac nicio audiență, pentru că ori eu deja știu, îți faci audiență și te mai cheamă, păi marți. Cum i-a chemat și pe restul. Adică da, cum i-a chemat și pe restul cetățenilor care au făcut audiență, am spus, o să stau și aștept. Nu are rost, se vede clar că nu o să vorbească cu noi, vor sta în interior acolo. Nici nu vreau să... îi pun pe domnii polițiști într-o situație dificilă de a fi certați de către domnul primar. Intercontinental. Nu suntem de aici. Vă mulțumesc. Nici nu doresc să-i pun pe domnii polițiști într-o situație urâtă. Nu doresc să fie certați de către domnul primar că eu am forțat, că am intrat, pentru că știți destul de bine că aș fi intrat. Și la cât de bine ne cunoșteau domnii polițiști, nu cred că ar fi abuzat să mă ia pe sus, să mă dea afară. Sunt convinsă de treaba asta. Probabil m-ar fi însoțit acolo sus, dar ar fi fost ei trași la răspundere de către domnul primar că ne-au lăsat. Și n-am vrut să creiem conflictul ăsta. Cert e că nu s-a rezolvat absolut nimic aici. Vedeți și dumneavoastră, oameni buni, ce comunicativ sunt angajații din primărie și domnul primar. Cu siguranță noi vom mai reveni aici și o să dăm de primar, la fel cum am dat și în alte primării. Sub o formă sau alta, tot o să dăm de tine primare.